problemă pe care o avem reală la primărie este corespondența care o avem cu Ministerul Fondurilor Europene legate de aceste pachete care vor să ne trimită suplimentar. Până în prezent au venit 14.256 de cutii din cele 27.000 care trebuie să vină. Noi n-am dat acceptă să vină diferența atât de mari. Facem corespondență cu ministerul. Mai bine de 14.000 de pachete din cele 27.000 care sunt distribuite Sucevei au ajuns deja în depozite, doar că mai puțin de 5.500 de beneficiari și-au ridicat până acum cele câte două pachete care le revin în mod legal. Nici cu beneficiarii de pe lista suplimentară nu se rezolvă problema. Aici sunt mai puțin de 500 de persoane care au dreptul la câte două pachete cu alimente gratuite. Din adresa primită de la Ministerul Fondurilor Europene spune că diferența de cutii, inițial s-a spus să așteaptă un act normativ să fie distribuit și la alte categorii de persoane. Acum spune foarte clar că subiect și predicat va fi repartizat în cadrul județului dumneavoastră sau în alt județ. În cadrul județului dumneavoastră sau în alt județ. Mă rog. Adică așa, dacă mai trebuie să la Botoșani pachete, le gestionează primăria și vor fi luate de aici. Sunt câteva localități, am zis și în Suceava și în una din ele, Liteniu, în care ni s-a adresat ieri să-i dăm 2400 de pachete, dar sigur că așteptăm să facem documente cu prefectura și cu ministerul. Asta este situația, vedem puși în fața unui fapt inedit, să gestionăm niște probleme care sunt ale ministerului până la una. Tocmai asta noi am făcut corespondență, într-o primă fază au spus că se așteaptă modificarea legii, că vor mai beneficia și alte categorii de persoane. Acum vine și spune că se vor da în județul dumneavoastră și se va face compensare și ne dă o metodologie cum se face compensarea între localități. Deci noi cu Comuna Liteni facem o compensare în niște documente. Bun, cu orașul. Dacă ar fi așa, asta ne fi un capăt de țară. Dar aici spune că în județul Suceava sau în alt județ. Tocmai de asta noi n-am dat avizul să vină diferența de pachete. Suntem într-o corespondență cu Prefectura Suceava și cu Ministerul Fondurilor Europene. Sper să o scoatem la capăt, dar problema este în felul următor. Dacă noi ne încărcăm cu aceste produse și nu au o destinație clară, și mai se alterează. Trebuie să dăm cu subsemnatul și le mai impută cuiva.